Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Mă bucur că există un model, acum nu mai putem spune, nu, domnule, așa ceva n-are cum să meargă. Nu, domnule, așa ceva merge. Ați simțit asta? Da, categoric, da. Există o divinitate, o putere, Dumnezeu lucrează prin mâinile noastre și ne ajută să, atunci când crezi. Vă mai rugați câteodată? Mă rog așa cum știu eu să mă rog. Și întrebarea pe care eu mi-am pus-o a fost, cum fac să fac 50.000 de dolari pe lună muncind 3 ore pe zi? În Anglia am fost nu de mult și în fiecare magazin simplu de la colțul străzii exista un raion special pentru vegan și vegetarian. Copiii la naștere, imediat după naștere, au nevoie de aceste 3 necesități. Afecțiune, atenție și în special siguranță. Treceți la confiscări, treceți la interogatorii, treceți la judecată pe bază de probe și trimiteți-i pe toți în pușcărie odată într-un concert. Sunt Conan Drăgoșan, o seară minunată. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Știrea Cea Bună! Sunt Cornel Dărvășan și în această seară suntem în direct pentru o ediție deosebită. Sper că vă face plăcere să fiți alături de noi în fiecare seară, pentru că știți întotdeauna, la Știrea Cea Bună vin oameni care au ce să spună. Câteva știri pentru început. Viceprimarul Capitalei, domnul Aurelian Bădulescu, a rămas blocat în lift la prefectură. M-am gândit de foarte multe ori, domnule, nu li se întâmplă și oamenilor mai mari așa să rămână în lift? Ce fac ei? Ei bine, în câteva minute au venit forțele de intervenție și l-au eliberat. Problema este că nu doar a rămas blocat în lift, ci s-a și prăbușit cu liftul de la etajul 1, niște dureri. Nu s-a întâmplat nimic grav, aceasta este Știrea Cea Bună. Dar o chestie foarte interesantă, iată că se poate întâmpla și la case mai mari. În timp ce citeam această știre, mi-am adus aminte de o aventură dintr-o mănăstire creștină, undeva unde turiștii mergeau într-un coș ca să viziteze acea mănăstire. Și coșul acela era susținut de o sfoară destul de veche. Și un turist întreabă îngrijorat, nu vă supărați, de câte ori pe an schimbați frânghia? La care călugărul care era ghid zice, ori de câte ori se rupe cea veche? Nu știu dacă lifturile noastre din București sunt în felul ăsta, dar sper să nu fie așa, să se verifice și să păstreze siguranța cetățenilor. O veste foarte bună pentru Simona Halep. Maria Sharapova astăzi a renunțat la tenis, spune revista Vanity Fair. Ne amintim cu durere de confruntările cu sportiva noastră, ne amintim de interjecțiile unice pe care le scotea Maria Sharapova. Îi dorim sănătate, să meargă mai departe în turneu cu Enrique și cu cine vrea ea. Este o știre bună pentru noi, pentru că Simona nu mai trebuie să se confrunte cu ea. O altă știre foarte bună este că un bebeluș care a fost născut de o mamă cu coronavirus în China s-a vindecat după 10 zile fără niciun tratament. Așa că, doamnelor și domnilor, fiți receptivi la știrile care contează cu adevărat, nu la panicile care se întâmplă pe multe mijloace de informare în masă. Mâine seara la emisiunea noastră vom avea două personalități care vor vorbi în mod special despre această situație în care se află Europa, încet încet și România, și nu ar trebui să ne producă atât de mare panică după cum s-a întâmplat să văd astăzi prin magazinele din București. Am înebunit, am întrebat-o pe o casieră de la supermarket, zic, vine Crăciunul, la care ea zice, e mai rău ca la Crăciunul, mă rog să mă credeți. Românii sunt plini de frică și se duc să-și cumpere provizii pentru săptămâni de zile. O să vedem mai multe aspecte mâine seară într-o ediție deosebită. Urmează rubrica Smile Moment. Priviți, vă rog, cum a venit o chinezoaică astăzi la control. Nu mai avea măști și s-a gândit să își pună un costum de girafă care să poată să fie interesant
spitalul a fotografiat-o și au dat publicității mai departe aceasta. Panica îmbracă foarte multe forme, dar iată o formă drăguță. Nu știu dacă s-a infectat sau nu, sperăm că nu. Oricum, ne bucurăm că se pare că lucrurile sunt sub control încă în România din punctul acesta de vedere. Știrea cea mai bună însă este în această seară împreună cu noi doamna Lavinia Șandru, jurnalist și politician, dar mai mult jurnalist. Bună seara! Bine ați venit, Lavinia! Bună seara, să mulțumesc mult de din tot suflet, mă bucur că ai ajuns la noi. Invitat, bună seara, le spun și telespectatorilor tăi și mă bucur foarte mult eu că pot să fiu în seara asta aici, te urmăresc online și... Vai, ce privilegiu pentru noi să fim urmăriți. Mă bucur foarte mult. Da, pentru că... Poți să-mi las aici telefonul? Da, te rog, așa? Nu-i problemă. Suntem în direct și pe contul meu de Facebook, suntem în direct, da, și aici pe A7 și îmi plac știrile bune. Îți plac știrile bune. Și caut știrile bune. Și eu să știu, în fiecare zi caut. Și mă gândesc așa că după o zi din asta de trudă în fiecare viață, parcă tot știri din alea groaznice de pe la ora 5 ne-am mai săturat. Adică parcă lumea este numai bombardată cu întuneric, cu durere, dar noi vrem să ducem așa o rază de lumină, că mai sunt și lucruri bune. Foarte mulți cred că doar scandalurile, doar lucrurile care fac rău pot să facă audiență, dar nu e așa. Nu e așa. De-a lungul timpului m-am străduit să aduc știri bune și eu în casele oamenilor și am reușit să fac audiență și cu ele. Am reușit să fac audiență și cu acțiuni culturale, am reușit să fac audiență și cu povești frumoase și cu reușite ale unora care nu s-au lăsat învinși de soartă, ci au schimbat-o în favoarea lor și așa mai departe. Întotdeauna e bine să căutăm partea plină a paharului. Așa este. Noi ne încăpățânăm să credem că jurnalismul autentic, acesta în care spui și lucrurile bune și cele rele, dar le spui și pe acelea bune, exact, poate să facă performanță în România. Suntem o televiziune tânără, abia am intrat pe cablurile mici, sperăm să intrăm în curând și pe cablurile mari, dar am văzut că oamenii s-au săturat de multe ce li s-au oferit până în acest moment și caută ceva mai deosebit. Sperăm să fim pe linia cea bună. Da. Când îi întrebi, sigur, ei îți spun că s-au săturat de scandaluri, că s-au săturat de politică, că s-au săturat de televizor, că s-au săturat de emisiuni, că s-au dar pe urmă vezi că vor să fie la curent cu ce se întâmplă în jurul lor, pentru că, de bine de rău, nu s-a găsit o altă modalitate la nivel mondial de a se gestiona societatea decât prin intermediul politicului. Știrile și informațiile vin ele online, dar cel mai bine îți vin în momentul în care sunt transmise așa, sub forma unei discuții sau sub forma unui live. Deci televizor sau site sau ce-o mai fi, trebuie să fie în direct ca să transmită informația atunci când trebuie să ajungă ea la tine. Deci, degeaba spunem că suntem sătui. Așa, lumea s-a săturat de certuri și cu toate astea se uită la certuri. Fac în continuare, da, audiență, o audiență nedreaptă, după părerea mea, pentru că nu ne ajută la nimic. Dar lumea se uită și lumea caută. Ei, noi trebuie să mergem în acele zone și încet, încet să-i aducem spre o zonă frumoasă care să le facă și bine. Pentru că după o știre bună, tu rămâi cu un sentiment plăcut, ai senzația și e foarte bine că lumea poate să fie și una frumoasă, viața ta poate să fie una colorată, uite, în niște culori pastelate și nu în alb și negru și efectiv se pot întâmpla lucruri bune și pentru tine, nu numai pentru alții. Așa este. Haideți să ne detașăm puțin de știre și de jurnalismul acesta despre care vorbim. Poate o să mai revenim de-a lungul emisiunii și să
Ne întoarcem puțin în viața omului, Lavinia Șandru. Așa. Nu știu dacă în ultima vreme ai mai avut o astfel de abordare. General, nu am mai avut, așa. N-am mai avut, da? Nu. De fapt, n-am mai vorbit despre mine din momentul în care am ieșit din politică. Așa. Cum era eleva, Lavinia Șandru? Tocilară? Da, eram o tocilară. Dar, îmi plăcea să învăț la toate materiile. Adică, cuvântul tocilar înseamnă cineva care învață fără să gândească prea mult, adică învață mecanic. Nu, învață la toate materiile. Atunci erai silitoare, mai mult decât tocilară. Da, uneori exageram. Învățam până seara la 11 și jumătate, 12, mă trezeam a doua zi dimineața la 5 ca să-mi repet. Nu, da, probleme mari. Pentru că nu-mi plăcea să mă ridice vreun profesor în picioare și să nu știu. Cum să nu știu? Cum să mă fac eu de râs? Trebuia să învăț. Și învățam. Nu însemna că îmi plăceau toate materiile, dar nu conta. Dacă trebuia să învăț, învățam. Care erau materiile care îți plăceau mai mult? Îmi plăcea foarte mult istoria, îmi plăcea foarte mult limba franceză, îmi plăcea foarte mult literatura română, îmi plăcea foarte mult matematica. Deci, fizica, polivalentă în felul ăsta. Bun. Părinții? Cum? Profesori. Da, nu puteai profesori. Să nu înveți cu părinți nu. Profesori. Profesori, tata profesor de matematică, mama profesoară de română. Deci limba română corectă, da. N-avea nicio șansă să... N-aveam fiecare influența... Noi. Și asta s-ar putea să îmi fi lăsat așa... sentiment că toți în jurul meu trebuie să vorbească foarte corect românește. Mă trezeam de multe ori în emisiuni când venea să corectez. Mai ales politicienii care făceau problema care am avut-o. Și mă abțineam. Și dacă era asta problema care este, n-avem ce să-i facem. Știi ce am observat la capitolul ăsta? Că unii chiar nu sunt atât de vinovați cum îi credem noi. În sensul că am făcut niște studii personale. Dacă în clasele 5-8 așa. N-ai pus o bază a limbii române corecte, nu mai poți recupera niciodată. Dacă n-ai știut să vorbești cu problema pe care am avut-o, dacă n-ai știut să conjugi cum trebuie, dacă n-ai știut să declin cum trebuie, nu mai poți recupera după 30 de ani. Este aproape imposibil. Asta este cercetarea mea. Dar dacă cineva îți spune și tu ești atent, eu cred că poți să îndrepți. Poți să îndrepți. Așa cum dacă cineva îți spune că trebuie, este un verb impersonal. Nu poți să spui eu trebuiesc. Da? Atunci să ții minte. Domnule, trebuiește spun doar să trebuie. Nu trebuiește. Doar trebuie. Atât. Și dacă vrei să spui... în loc de trebuie să, ar trebui să. Și gata. Da, și să, în momentul în care tu vezi acolo, trebuie să ți se facă rău, să vezi negru în fața ochilor și să fii nevoit să spui corect. Am avut premier care spunea, eu trebuiesc să... Da. Dar nu Ludovic Orban. Ludovic Orban vorbea foarte, foarte bine românește. Da. Da. Vorbea, nu că n-ar vorbi acum, dar nu mai este premier. Tocmai a fost nominalizat Florin Câțu. Da. Dacă ne uităm vrei, un pic. În momentul în care vrei să facem o analiză, o facem. Imediat. Mai stăm puțin cu tine. Nu știu dacă știi, suntem din același an. Așa, 1975? Așa, m-am documentat. Și cred că am avut aceleași lecții la citire, la română. Dintre a cincea până pe a opta. Și ce, facem un test? Ce ți-a plăcut cel mai mult din literatura română dintre a cincea până pe a opta? Ia să vedem, dragii noștri privitori care sunt în generația noastră, dacă aș aduc aminte de vreo lecție specială, eu îți spun și eu după aceea ce mi-a venit foarte bine. Pentru clasa opta, comentarii literare, la ce ai învățat? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Da, deci mi-a plăcut cel mai mult Vlaicu Vodă. Vlaicu Vodă. Da. Alexandru Davila. Cel mai mult. Vrei să spun ce am pățit la Vlaicu Vodă? Vreau. Făceam meditație în limba română undeva în Arad. Profesorul meu, dirigintele, era de română. Așa. Și am avut de învățat un mare fragment pe de rost. Așa. Și m-a întrebat, Cornel, ia spune. Și zic, n-am învățat un profesor și diriginte. Cât
Tovarăș era atunci. Da. Patru. Primul patru al meu la română. În ce clasă erai? Clasa 8-a. După care m-am ambiționat, am învățat fragmentul ăla și știu până ziua de astăzi. Hai zi-mi. Chinuri. Tu vorbești de chinuri. Chin, a inimii bătaie, chin, o clipă de nădejde, o îmboldire, o văpaie, ce s-aprinde cu o privire, ce cu lacrimă s-a stins și din care numai roduri, fără vlagă, iese învins. Era vorba despre Mircea, care spune unui oștean care se lăuda că el are multe chinuri, că iubește pe careva. Nu mai știu exact numele personajelor. Pe chinuri Anca. Pe Anca. Dar deșteaptă-ți mintea, dar te uită în neagra zare, deci om fățochiroată peste țară și hotare chinuri, dar privește sânul bietei noastre de moșii, numără de poți pe dânsul urmele de vrășmășii, prin palaturi, prin colibe, jos la șesturi, sus la munte, adunate de cuveacuri, rănile sunt încă crunte, sabie și foc din vale, din deal sabie și foc, ani de groază și de sânge mult, de liniște deloc, mai zic? Ce frumos, foarte frumos! Dar rost cum facem emisiunea. Deci m-a terminat Vlai cu Vodă. Mie mi-a plăcut foarte mult și a fost bine că mi-a plăcut, pentru că în momentul în care mi s-a propus în 2018, atât cu centenarul, să joc, să o joc pe doamna Clara, mi s-a părut ceva atât de firesc. O iubeam, deși, nu? Ar fi trebuit să fie personajul pe care să nu-l plac, da? Și să nu-l placă cei care văd spectacol. Atât de mult am ținut la doamna Clara încât am interpretat-o într-un spectacol foarte frumos pus în Piața Constituției. Cred că o să vedem și niște imagini la un moment da? Dat. Și o simțeam ca fiind foarte aproape de mine, mai ales că și ea era aproape de Dej, tatăl ei a fost conte de Dăbâca. Deci am jucat-o pe doamna Clara și am simțit-o în așa fel încât spectatorii, în final, țineau mai mult cu doamna Clara decât cu Vlaicu. E o chestie foarte interesantă. Și da, pentru că eu am explicat foarte clar că trebuia să îndreptăm țara spre apus, da? Și dacă pentru asta, pentru a salva țara și pentru a duce-o acolo unde trebuie să meargă ea, trebuie să facem și o crimă, chiar dacă trebuie să-l ucidem pe Vlaicu, asta este, o facem, dar pentru țară facem lucrul ăsta. Ei, publicul a fost de partea mea și la final se întrebau de ce voiau ea să mă ardă pe rug. Deci Vlaicu Vodă a fost... Da, da, mi-a plăcut foarte, enorm. Foarte, și frumos. Comentariile și tot, și da. Analiza personajelor. Mie mi-a plăcut mult Miorița. Ceva ce m-a cucerit. Eu nu l-am înțeles pe Ciobanul Moldovan. Chiar nu l-am înțeles. Și eu nu aș fi făcut ca el. Și nu mi se pare reprezentativ pentru poporul român. Fatalismul mioritic însă se simte nu. În alcătuirea fiecărui vieți. Noi nu așa trebuie să fim și nu asta trebuie să transmitem copiilor noștri. Ei nu trebuie să fie așa. Nu trebuie să se resemneze. Oricum, mama mă certa când spuneam că e vorba de o resemnare. Nici vorbă! Nu se pune problema resemnării. Păi, ba, da, omul ăla s-a resemnat și nu-s și de acord. Vrea să doarmă. Da, și el că l-a pus de soare. Nu! Nu! Să nu transmită el Miorițe. Nu! Efectiv, să se ridice, să plece, să își ia Miorița, să mai ia două, trei ori și să plece în noaptea aia. Nu să stea să-l omoare. Scuză. Foarte tare, foarte tare. Așa. Patria. Zaharia Stancu, mi-aduc aminte, era impus, da, Zaharia Stancu era, da, nu mi-a plăcut așa mult, dar mi-aduc aminte de lecțiile acelea. Dar la examen a căzut la vulturi, dacă ți-a dat. Da, și mie, da. A, da, corect, că era examen generație. Unic la... Exact. La vulturi. Da, m-a impresionat la vulturi. Foarte frumos. Și acum ați minte rugăciunea lui Morsul Danilă. Da. Ajungă Sfinției tale atâta jertfă. Atâta jaf la vulturi din carnea bietei țări și din carnea noastră. Da, și da. Tulburător. Tulburător, da. Da, deci iată că avem amintiri comune, deși nu ne-am cunoscut până azi, decât așa ne-am văzut. Da, uite ce înseamnă să fii născut în același an. Unde automat ai plecat noastre, la liceu? În clasa 9-a am fost la Dej, că acolo locuiam, la Andrei Mureșanu, și din clasa 10-a ne-am mutat cu toții la Târgu Mureș, cu toată familia, și am continuat la liceul Alexandru Papiu Ilarian. N-ai mai dat nici tu treaptă, așa cum n-am mai dat. A doua? Da, treapta a doua. Ai dat treapta a doua?
Cum n-ai dat? N-am dat. Ia, te rog frumos, ia să pentru verificăm. Pentru că eu am dat la liceu sanitar. A, da. Și atunci noi n-am mai dat. A fost prima generație care n-a mai dat treaptă, deși am învățat la chimie. Eu am fost ultima care a dat. Din liceul meu am fost ultima care a dat treaptă. Nu-mi pare rău, am dat la matematică și la fizică, am luat 10 la matematică. Așa că, altfel, cum luam eu 10 la matematică la treaptă dacă nu se mai dădea treaptă? Da, corect, corect. Și la bacalaureat ne-a căzut Mihail Eminescu, poet național și universal. Da, așa e. Dacă ți aduce aminte. Da. A fost foarte frumos subiectul. Mi-l aduc aminte. Da. Cine? Nu mai știu dacă acum elevii îl iubesc pe Eminescu așa de mult cum îl iubeam noi. Nu știu. Da, pe mine m-a fascinat Eminescu întotdeauna. Eu în fiecare an, pe 15 ianuarie, organizam în liceu, la Târgu Mureș, un spectacol, mă ocupam eu de el. Într-un an chiar am făcut o parte din spectacol cu piesa Decebal de Mihai Eminescu. Prea puțini știau că Decebal, că de fapt Mihai Eminescu a scris și teatru. Da. Și pentru că n-am avut pe cine să pun în rolul lui Decebal, am jucat eu rolul acela. Am fost eu Decebal. Și am avut un alt coleg pe care însă l-am pus să îl joace pe Eminescu. Mi se părea mie că seamănă cu Eminescu și l-am pus pe scenă, o catedră acoperită cu o față de masă și i-am dat acolo să scrie. El scria poeziile și veneau rând pe rând colegii și recitau, ca și când el își imagina respectiva poezie și recitau. Și a râs de mine un coleg care a venit să ne vizioneze spectacolul, pentru că eu am separat lumea viselor, nu? Unde veneau colegii și recitau, de lumea reală unde stătea Eminescu și scria, cu niște sub, nu știu ce să spun. Ghivecele de flori erau puse pe niște suporți de metal, cumva. Le-am găsit pe holurile liceului și le-am luat acolo, le-am pus pe mijloc și colegul respectiv care a venit la vizionare zice: și acolo la mijloc e gardul berăriei? Uite ce ți-a rămas în suflet, vezi? Deci... Zic, nu mă, de ce? Păi așa stătea Eminescu și scriam berărie. Of, nu-mi strica mie imaginea despre Eminescu. Cum rămâne, da, o vorbă aruncată așa iurea, da, peste ani de zile, da, vezi? Am rămas cu... Am zis, nu, hai să schimbăm, să schimbăm decorul ca. Vrei să nu... sunt geabățitul la bacalaureat, la română, la oral? Spune-mi. Doamne, deci... Am învățat din 33 de subiecte, 32, că atât aveam, 33 de subiecte. Așa, și ți-a venit? Și 32. Ai tras acolo, primul nu mai era subiect, am citit odată din carte, Originea și dezvoltarea limbii. Ce, nu știu eu, Originea și dezvoltarea limbii, ce mare lucru poate să-mi dea. Da. Și înainte eram foarte sigur pe mine, mă întrebau colegii, da, zim și Răzvan și Vidra. Păi spuneam așa, cu tare, așa, cu tare, cu tare. Da, zim și cu tare. Ziceam și cu tare. Dar știi versuri, cum să nu, știu și versuri. Păi zi Arghezi, spuneam Arghezi, zi cu tare. Știam foarte bine, dar Originea și dezvoltarea limbii nu știam. Și când trag biletul, primul bilet, Originea și dezvoltarea limbii, numărul 2, Floarea albastră de Mihai Eminescu. Și în contextul ăsta, o doamnă, când aude, erau două doamne profesoare și directorul și directoarea noastră în comisie, patru. Și una dintre doamnele profesoare zicea: o, ce subiect, l-am avut la teza de licență. Eu eram iepurașul care o să încaseze. Zic, aoleu, asta știe mult, acum vrea să mă întrebe. Și zice, spune. Și încep eu, trag aer în piept și zic: dacă străbunicii noștri și străbunii noștri spuneau achiziție, deciziune, noi astăzi spunem achiziție, decizie, deci se constată de-a lungul anilor evoluție a limbii. Dar să începem cu începutul. Anul 106, împăratul Traian cucerește Dacia. Dacia devine provincie romană, Dacia Felix, Latina Vulgaris, împrumuturi, cuvinte, cu tare, cu tare. Hai să spun, să uită aia la mine, zice, recunoaște că ești pe lângă. Zic, doamnă, să, tocmai vă spun din ce am citit, ești pe lângă. Ai auzit de cronicarul cu tare? Unul de care n-auzisem. N-am auzit. Ai văzut? Ți-am spus că ești pe lângă? Hai, zi mai departe. Păi zic, uitați, cuvinte dacice, cuvinte romane, cu tare. Am început să spun. La care a treia oară îmi zice, ești pe lângă.
cealaltă profesoară. Lasă, dragă, să spună ce știe. N-a zis ce știe. Și a început asta să-mi facă o teorie despre ceea ce a învățat ea la originea dezvoltarea limbii, despre primii ani în care limba română s-a format și cu tare n-au zis. Bine, probabil că este de specialitate de adâncime. Și m-a dezumflat, că eu mergeam pe 10 la oral, și? M-a dezumflat și zice, al doilea subiect știi? Ce era al doilea subiect? Mihai Eminescu, Floarea Albastră. Ah, bun. Și m-am supărat rău de tot și am tras aer în piept. Și am zis, a vorbit despre chipul lui Eminescu, este ca și când ai încercat să realizezi o icoană la care zi de zi, ceas de ceas, clipă de clipă, chiar dorești să te închini pregătit cu smerenie și sfială pentru nu-i plata memoria. Născut din visul de lumină al pământului românesc, prieten cu râul Ramul, Eminescu este numele unei țări, unui neam. Cu ochii mari și minunat, lucini himeric, ne închinăm cu toți la steaua care a răsărit și strălucește puternic pe cerul poeziei românești. S-a uitat aia la mine. Deci, mi-a dat 4 pe primul, 10 pe al doilea. 4 pe primul. 4. Vezi ce înseamnă o vorbă? Le cunoaște că ești pe lângă. Iată, sunt 30 și... Și uite cum ai ținut-o minte. Da. 30 și ceva de ani. Eu am avut 10 la oral. Ce ți-a căzut? Nu mai știu ce mi-a venit. Nu mai știu ce mi-a venit. N-ai avut o profesoară din aia? Știu că am avut foarte mare emoții. Mi-a fost foarte rău noaptea de dinainte. Foarte rău. Așa emoții am avut. Și mi-am zis, Doamne, dacă toată viața mea, înainte de a trebui să vorbesc, o să-mi fie atât de rău, o să am o viață în care îmi va fi rău. Și gândește-te că pe urmă m-am dus la actorie, numai examene la oral, că asta a fost. Pe urmă m-am dus la științe politice iarăși, la doctorat iarăși. Pe urmă, uite, emisiunile. M-am mai obișnuit. Nu mi-e chiar atât de rău înainte. Totul se învață. Dar emoții am întotdeauna. Ai emoții întotdeauna? Da. Chiar și acum, după atâția ani? Sunt emoții constructive, dar am emoții. Să știi că și eu. Am, înainte de a intra în direct. Cum să nu ai emoții? Dar emoțiile astea, în momentul în care ești... Nu le lasă să te stăpânească pe tine, le stăpânești tu, dar le ai. Nu mi-e indiferent niciodată. Da. Deci întotdeauna ai emoții. Da. Bun. Ai plecat la actorie, la Târgu Mureș ai făcut. Ce profesor mare ai avut acolo? De ce ți-a plăcut foarte mult? Profesorul meu de la clasă a fost conferențiar universitar Constantin Doljan, un om cu care ținem legătura și acum toți colegii și îl vizităm. Și îl sunăm de ziua lui de naștere și povestim cu el și el ne urmărește. Pe mine mă urmărește să vadă pe unde mai sunt și ce mai fac și s-a bucurat că noi ne-am întâlnit cu toții la 20 de ani după ce am terminat facultatea și eu la 20 de ani după ce am terminat facultatea am jucat pentru prima oară, mi-am făcut pentru prima oară meseria. Ai lăsat-o în stand-by un pic? 20 de ani am lăsat-o în stand-by, nu pentru că am vrut, ci pentru că asta a fost situația. 20 de ani și după 20 de ani am avut ocazia să joc. Și după ce am jucat în 2 piese de teatru, am jucat în 3 filme, tocmai l-am încheiat pe al treilea, 3 roluri principale. Dacă tot anticipăm, haideți să vedem niște poze, doamnă și domnilor, cu Lavinia. Ce poze aveți? Avem niște poze foarte frumoase, să le luăm pe rând, poate ne lași într-un colțișor acolo și pe noi să comentăm și să vedem despre ce poze este vorba. Ce drăguț! Este o poză dintr-un film care va ieși în primăvara asta. Este un film foarte frumos, regizat de Mihai Mălai Mare. E, de fapt, filmul de debut al lui Mihai Mălai Mare, se numește Șnițelele Naripate, produs de Titi Popescu și regizat de Mihai Mălai Mare. Mihai Mălai Mare joacă și rolul principal. Este un polițist ajuns la pensie. Eu sunt soția lui. Sunt soția ideală. Cu minte și de vreme acasă. Mi-a și spus Mihai la un moment dat, chiar în momentul în care eu eram aici la geam, era o secvență în care el sapă o groapă în curte pentru că efectiv nu mai știa, nu mai avea ce să facă, era la pensie, nimeni nu mai băga în seamă, dintr-un om pe care îl căutau toți, îl rugau toți să intervină, să vorbească, să facă, s-a trezit brusc că nu mai caută nimeni, nu mai are nimeni nimic de vorbit cu el, nici măcar soacra întoarce spatele, iese, pleacă și el este
la pragul depresiei, dacă nu chiar într-o ușoară depresie. Și singura care vrea să-l salveze și să fie alături de el și să-l scoată din starea aia, normal, este soția. Eram eu. Și soția lui face orice ca să-i facă lui pe plac. Orice, orice. Și omul se apucă să sape o groapă în curte. Se apucă să sape efectiv, să sape efectiv o groapă în curte. Orice soție sănătoasă la cap, când își vede soțul săpând o groapă, îl întreabă: băi, ce faci acolo? Îmi strici straturile, îmi distrugi aici iarba, gazonul. Și soția asta ce face? Soția se duce, îi duce o cafea, îi duce un suc. Îi duce... Nu-l țăcăne la cap. Nu. În momentul în care el își trasează întâi cercul ca să înceapă să sape groapa și se întinde acolo precum omul universal al lui Da Vinci, ea merge, pune o pernă sub cap, dacă vrei să stai, dacă vrei să te odihnești, e totul în regulă. În momentul în care se adună toți, primarul, consilierii, să se întrebe ce sapă, ce caută, unde vrea să ajungă, poate vrea să dea de petrol, poate vrea să ajungă pe cealaltă parte a pământului, ea nu are nicio problemă. Pe ea nu interesează. Zice, dacă el e mulțumit, dacă n-aer e bucuros, e tot ok. Iar Mihai Mălai Mare, când eram la secvența asta cu geamul, zice, Lavinia, licență poetică la maxim. Pentru că știi, în realitate, personajul tău nu există. O, Doamne, Doamne! Și să vedeți, e o comedie romantică foarte, foarte frumoasă. Deci nu există în realitate personajul. Nu, nu, nu. Deci personajul meu, în realitate, nu. Ea era tot timpul... Așa, și de ce se numește șnițelele înaripate? Pentru că lui îi plăceau foarte mult șnițelele de pui și ea îi face, îi pregătește acolo toată ziua. Deci băteam la șnițele toată ziua în filmări. În film. Hai să vedem imagini. Da, sunt cu șnițelele. Deci gospodina... Sunt acolo cu șnițelele. Mă întrebau dacă știu să bat. Foarte eram, tare. Eram cu șnițelele aici tot dimineața când mă uit la ele. Îți mulțumim că ne-ai lăsat să folosim aceste poze. Fără probleme. Uite ce producție imediat o să fie... Asta, aici este Miron Aradu, este regizorul secund al filmului. În momentul de față e la Berlin cu o bursă, e o fată foarte, foarte talentată. Foarte talentată. Aici eram în curte, puneam rufele la uscat. Totul trebuie filmat impecabil. Da, imaginea contează. Puneam rufele la uscat și ce era foarte interesant, că se trag duble și trebuia să avem grijă să punem rufele în ordine de fiecare dată, aceeași ordine. Da. Și le puneam la uscat și eu și mama. Doamna de aici din halat, de pe colț, este mama mea și soacra personajului principal. Foarte drăguț. Și cum te-ai... reintrodus în lumea asta actoriei după atâția ani? Ne-a fost greu. Politică, fost greu. Jurnalism... N-a fost ușor, am avut mari emoții, apropo de emoții. Nu mi-a fost ușor deloc, pentru că a fost totuși o pauză de 20 de ani. O pauză în care pur și simplu stăteam de multe ori să mă întreb dacă aș mai putea vreodată să mă întorc pe scândură, cum se spune. Dacă aș mai putea vreodată să mă ridic la nivelul la care eram când, aici este alt film, îl iubesc, Ana Simion se numește, e un film care probabil mai spre toamnă va ieși, am făcut filmările, dar durează foarte mult perioada de montaj. Montaj, da. E vorba despre partizanii anticomuniști din zona Câmpul Lung Mușcel, Comuna Nucșoara, știți ce-i cu Elisabeta Rizea. Mamă, dar ai o privire exact de partizană, deci... Da, aici sunt, ele sunt două surori, Ana Simion și cu Marina Chirca. Despre ele s-a vorbit foarte puțin și ele au fost poate mult mai active decât Elisabeta Rizea în a-i susține pe partizani 10 ani acolo în munți, au fost și închise. Ana, că eu sunt Ana, a fost și bătută de securitate, chiar de generalul Pleșiță, a făcut închisoare, a ieșit cu decretul pe urmă și a fost eliberată.
e un băiat infiltrat, un securist e infiltrat acolo ca să se îndrăgostească de el, e și povestea lor în film. E un film frumos. E un film frumos. Întotdeauna m-au fascinat oamenii ăștia care au rezistat presiunii comunismului, dar nu prea s-a știut despre ei. Până noi am trăit în comunism și cum era să vorbim despre ei? Și pe urmă, când s-a terminat comunismul, ei erau deja prea bătrâni. Prea puțin mai știau lucruri despre ei. De exemplu, despre Ana Simion, ca să mă documentez, am citit un interviu, ultimul pe care l-a dat ea, era la un fel de azil de bătrâni în 2011. Deci ea a trăit până atunci și i-a dat un interviu unui profesor de istorie. Și așa reușim să aflăm o mulțime de lucruri despre femeia asta. 10 ani de zile. O femeie extraordinară. Transportat mâncare în munți. Și pe urmă 5 ani, atenție, ea cu sora ei au stat 5 ani într-un fânar acolo în sat, pentru că securitatea a dat de urmele lor, au fost trădate, de fapt a fost trădată de cel care urma să-i devină ei soț și e obligată să semneze, ca să ea crezând că îl va elibera pe el, ea nu știa că el a trădat-o, se înscenează o bătaie și ea, ca să-l salveze pe el, e de acord să semneze acordul cu securitatea. Semnează acordul cu securitatea, vine acasă și îi spune surorii ei ce a făcut, dar ca să nu îi trădeze pe băieți, fug. Fug amândouă și se ascund 5 ani de zile într-un fânar. Stau 5 ani de zile într-un fânar. Nu pleacă de acolo. 5 ani. Doamne. Efectiv, oamenii ăștia sunt eroi, uitați ai noștri. Da, noi nu vorbim despre oamenii ăștia. Noi nu-i cunoaștem. Adică comunismul și-a făcut treaba bine de tot. N-a făcut să-i uităm. Și e păcat. Am fost invitat într-o seară la niște zile ale filmului german de către un profesor și regret amarnic că n-am reușit să merg decât într-o singură seară și am văzut un film pe care nici măcar nu mai știu cum îl cheamă. Dar cu un actor foarte bun, un tânăr avocat, care primește primele mărturii de după Auschwitz. Deci, se terminase războiul, nimeni nu vorbea în Germania despre ce s-a întâmplat. Era o negare, ca într-o depresie națională, înțelegi? Și avocatul ăsta primește o mărturie și zice, bă, dar cum, numai tu? Nu zice, suntem mulți, dar nimeni nu zice nimic. Și atunci ăsta, din persoană în persoană, adună 20 de oameni, adună 30 de oameni, adună 40 și în cele din urmă dă în judecată. Și atunci se descoperă dosarele de la Auschwitz și tot ce s-a întâmplat. Și este ce atrocități, da, este incredibil că toată chestia asta a stat pe umerii unui om la un moment dat, care dacă era un funcționar obișnuit și zicea, azi mă interesează, poate că nu s-ar fi înfărat niciodată de erorile acelea. Da. Pentru că după un astfel de traumă, cum a fost comunismul, a fost nazismul, există acest recul al națiunii de a uita. Hai să nu mai discutăm despre alea, hai să mergem înainte. Da, să nu... îți dorești să nu fi existat. Dar nu e bine. Noi trebuie să vorbim despre lucrurile astea. Așa este. Noi cum să ne prefacem că n-au existat nenorocirile din al doilea război mondial? Cum să ne prefacem că cum am putea să ne prefacem că n-a existat Holocaustul? Doamne Dumnezeule. Adică eu când mai văd pe cineva că nu știe, zic, n-ai voie, pune mâna și citește. Corect. Imediat, nu ai voie să nu cunoști lucrurile astea. Pe mine m-au dus părinții când aveam 10 ani la Auschwitz ca să văd ce s-a întâmplat acolo, ca să spun și eu mai departe și să nu care cumva să trăiesc cu gândul că lucrurile alea au fost o poveste. Să nu poată să-mi spună cineva la un moment dat că n-a existat. Nu. Că 1.600.000 de copii n-au fost omorâți doar pentru că erau copii. Da, și iată că și noi avem martirii noștri, femei, bărbați. Extraordinar. Când iese filmul, cine e regizor? Tot Mihai Mălaimare. Da. Și este înspre toamnă. Cred că înspre toamnă va ieși. Da. Hai să mai vedem imagini, pentru că mai sunt câteva. Probabil că aici joci rolul unei țărâncuțe, nu? Da. Da. Ana Simion. N-a fost ușor să-mi construiesc personajul. Chiar la un moment dat mergeam pe drum spre locul filmării
Și producătorul Titi Popescu se uita la mine și zice: te rog frumos, mai caută, pentru că era înainte de primele zile de filmare, și zice: te rog frumos, cum mă uit la tine, ești o femeie de la țară, de la oraș, îmbrăcată în costum popular, nu așa trebuie să fii. N-am mai fost așa. În momentul în care mi-a zis, încet, încet m-am transformat, n-am mai fost așa. Aproape eu o simțeam pe Ana. Adică o simțeam, eram... Mi-era la fel de rău. Mi-era la fel de rău cum îi fusese Anei. Ești implicat în societate. Așa. Ești jurnalist. Vezi lumea politică, ai fost în politică ani de zile, dintr-o dată ești mamă, da? E foarte important aspectul ăsta, dintr-o dată intri într-un film. Cum e această substituire a personajului în care trebuie să uiți de tine, de ce ești tu, de lumea de azi, de realitatea prezentă, și să intri în sufletul unei astfel de tinere sau să joci un alt personaj în care să te identifici până la maximum, să zicem. Cum este această Să știi situație? Că ne place să ne jucăm. Sunt chiar, spre exemplu, corporații multinaționale care, din dorința de a face ceva pentru angajații lor, care încet, încet se mecanizează, venind la serviciu dimineața, plecând seara, mergând acasă și întorcându-se a doua zi dimineața la serviciu, caută să facă diverse cursuri de dezvoltare personală prin teatru sau prin film. E nevoia asta noastră de joacă. Ne jucăm de a ceva, ne jucăm că suntem cineva, ne jucăm că devenim anumite personaje. Și e ceva ce și-ar dori să facă oricine. Da, într-adevăr, pot să fac lucrul ăsta și pot să fac foarte firesc, că de-aia am dat la teatru. Deci, nu știu să-ți explic cum o fac, dar îmi place. Îți place și reușești. Da, nu știu cum. Abia aștept, iată, imagini din același film? Da, e producătorul filmului, Titi Popescu. Aici e fâneața, în podul casei unde au stat? Da, acolo am stat 5 ani. Doamne. Da. Și era Izabela Neamțu lângă mine, sora mea din film. Aici sunt eu când merg la magazin, la magazinul unde este vânzător personajul care, de fapt, e omul trimis de securitate să se infiltreze în casa noastră. Da. Aici mă uit pe geam, pe geamul casei, spre munți. Mă uitam spre munți la băieții, la partizanii de acolo, la care merg eu să le duc mâncare. Asta e tot scena din secvența din de la magazin. Foarte interesant. Totul bine gândit, costume. Da, totul ca în anii, efectiv ca în anii 50, tot. Trebuia să aibă grijă, normal, toată lumea. De ultimul detaliu, de exemplu, la un moment dat, eu aici am luasem un genseu mai deschis la culoare și nu. Cum? După 5 ani, era scena finală. Eu am în mână acolo, în shorts, porumb. Am 5 porumbi, 5 ani cât am stat. Și eu număram pe fiecare porumb boabele. Și încet, încet s-au făcut 360 și... Și femeile astea au stat 5 ani în fân. 5 ani au stat acolo, da. 5 ani au stat acolo. Și nemernicul infiltrat? Nemernicul infiltrat a rămas în comună. Că el s-a întors pe urmă, nu a mai găsit, n-am mai știut ce să spună, și acum era discuția ce se întâmplă cu el. Ce se întâmplă cu el, dacă el într-adevăr se îndrăgostise de personajul meu sau nu, dacă el se întoarce de unde a venit, de undeva din nordul Moldovei, sau rămâne aici. La un moment dat, Mihai Mălai Mare se gândea la o variantă în care să-l omoare. Eu am zis că, și la un moment dat el se gândea chiar la varianta în care l-aș omorâ eu. Am zis că nu fac asta. Cum?
Nu se poate. Atunci se potrivește cu personajul. Nu, nu se potrivește cu personajul. Eu l-aș ierta. Eu l-aș ierta, adică până la urmă, da, sigur mă duc, pentru sigur că băieții când au fost prinși, că în final noi am fost trădate, dar am fost trădate de o femeie care m-a văzut la un moment dat într-o noapte când am ieșit să mă duc la râu. În realitate, nu eu, persoana, femeia Ana. Ana și cu Maria așa au fost trădate de o femeie de acolo din sat și pur și simplu a doua zi a venit securitatea peste, s-a făcut o razie, i-au găsit pe toți, i-au împușcat, a fost nenorocire. Și ele au murit și ele? Nu, ele au fost condamnate la 10 ani de închisoare. Așa, mi-ai spus că a trăit până în 2011. După 2 ani de zi. Dar, pe urmă, asta nu se mai vede în film. Filmul se termină cum ele sunt arestate. Filmul se termină cum ele sunt arestate. De fapt, este și un final dublu foarte drăguț în care ele sunt, de fapt, învingătoare. Și, pe urmă, le vedem pe ele zâmbind. Că eu am și întrebat, da, de ce vreți să zâmbesc? Pentru că voi, de fapt, ați învins. A, ok, am înțeles ce vreți să transmiteți. Și, practic, ea, când s-a întors acasă, după ce a stat în închisoare, tot ce aveau fusese luat și ei se dăduse o suprafață mică de curte pe care să-și mai poată ridica ceva unde să stea. Toate proprietățile celor de acolo din sat fuseseră împărțite în așa fel încât să nu mai poată să stea oamenii acolo în sat în voia lor niciodată. Și chiar acum când s-a căutat să se filmeze acolo în comună, în Nucșoara nu s-a mai putut, pentru că nu mai avea nimic, nicio legătură cu ce fusese odinioară. Văd că citești acolo. Citesc despre reacțiile oamenilor și unii ne urmăresc cu mare drag, zice că ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Da, din Dej te salută Lavinia. Da? Îmbrățișez pe toți de acolo. Și mai mult decât atât, când spui ceva important, eu scriu la regie ca să apară pe... Aha, pe ce drăguț. Acolo. Da, vreau să ieșim puțin din lumea asta a viselor a actoriei. Așa. Abia aștept să văd filmele acestea. Vă invit, te invit, îți dai seama și îi invit și pe cei care ne urmăresc. O să fie prin cinematografe? Sigur că da. Sigur că da. În câte cinematografe mai avem, mai o avem să fie. Păi știi de ce zic și mă doare sufletul? Pentru că atunci când am fost în Parlament am început să ajut la darea înapoi a acestor cinematografe, la repunerea lor în drepturi, cum ar veni. Am rugat municipalitățile acolo unde s-a putut să ia cinematografele, să dea câte o hotărâre de Consiliul Local, să aloce niște fonduri, pentru că era păcat. Multe dintre ele erau distruse, multe dintre ele erau transformate în depozite, multe dintre ele erau săli de păcănele sau de bingo sau mai știu eu ce. Deci, numai, spre exemplu, la sectorul 3, numai Robert Negoiță știe cât s-a luptat pentru cinematograful Gloria, până a scos păcănelele de acolo, zău de parcă ăsta era viitorul nostru, păcănelele. Iar acum arată impecabil. Dar a zis Lavinia, toți perii albi pe care i-am în cap, i-am din cauza acestei sări de spectacol. Câți dușmani mi-am făcut? Câți dușmani mi-am făcut pentru o sală de spectacol? De parcă cine știe ce aș fi... Păi știi că în România... Dar erau bani foarte mulți acum. În România... Păcănele, jocuri de noroc sunt aproape la fiecare stradă. Găsești. Dar de ce la noi, da? Și în restul țărilor civilizate, că noi vrem o Românie ca o țară din afară, da? Vrem o țară ca afară. Știi câte cazinouri sunt în Italia? Habar n-am. Nici nu frecventez și nici nu recomand. Două. În România câte sunt? Habar n-am. Mii. Păi da. De ce? Mii. Noi avem mulți bani, trebuie să cheltuim. Păi nu, acum service toți împotriva mea, dar nu mi se pare normal. Adică eu vreau să fie și la noi ca în țările civilizate din afară spre care ne uităm. Da? Hai să urmărim un material făcut cu tine. Așa. L-am coles de pe pagina ta, în care vorbești despre o problemă și mai stringentă decât acestea cu cinematografele. Revenim în câteva momente, un material realizat de invitata noastră.
mai exportați bușteni din România. Opriți tăierile ilegale de arbori, pentru că ne lăsați fără aer. De când ne știm, ne raportăm într-un fel sau altul la pădure. Codru-i frate cu românul. În doine, în balade, în războaie, în rezistența din munți, în poeziile de dragoste, în viață. Da, pădurile ne sunt și suflet și plămâni. 20 de milioane de metri cubi de lemn se taie anual în mod ilegal. Ne tăiem singuri pădurile, dar nici măcar nu o facem pentru noi, pentru că industria de prelucrare a lemnului este de mult pe butuci. Cele mai multe tăieri neautorizate sunt, atenție, pe proprietăți private. Aceste cantități uriașe de lemn se exportă ca lemn brut, cherestea, adică nechelim munții în beneficiul altora, care știu să-și apere propriile păduri. Noi le tăiem și le trimitem lor. Trenuri întregi de bușteni. Zilnic, 40 de hectare de pădure se transformă în bani, de cele mai multe ori negri. Unui arbore îi trebuie între 20 și 100 de ani ca să devină lemn rotund, adică materie primă în industria mobilei. Din 1990 încoace, România a tăiat mai mult de 400.000 de hectare de pădure în valoare de peste 5 miliarde de euro. Pe cine îmbogățim? Pe noi sigur nu. Așadar, cerem să nu mai exportați bușteni din România, să faceți o lege ca pe o perioadă de 10 ani să nu se mai taie decât lemnul necesar. Pentru că pădurea este o resursă regenerabilă și așa că putem să o regenerăm. Cerem să întăriți instituțiile cu responsabilități în paza pădurilor și protecția parcurilor naturale. Cerem să nu mai trimiteți pădurari la moarte sigură în confruntarea cu hoții de lemn mari sau mici. Și cerem, încă o dată, dacă vreți încă o dată, să opriți tăierile ilegale de arbori. Ne lăsați fără aer, iar fără noi, cei mulți, nici dumneavoastră nu veți mai avea pe cine conduce. Domnilor guvernanți, opriți masacrul. Da. Senzațional discursul tău. Mi-a dat cineva atenția să nu mai folosesc atât de des cuvântul senzațional, dar chiar mi s-a părut senzațional. Suntem cu capul? Nu aș vrea să spun asta, dar chiar nu înțeleg de ce nu interzicem pentru o perioadă de 5-10 ani exportul de cherestea, exportul de lemn brut. Nu înțeleg de ce nu-l interzicem. Sunt bani uriași la mijloc. Tata, nu sunt bani pe care să-i câștige poporul român. Nu sunt bani care să ne revină nouă. Știi sloganul așa, după mine potopul. Dar nu mă interesează. Dar nu se, deci chiar nu se poate. Dacă noi, deci este o isterie generală ca și cu coronavirusul, cu arborii, da? Toată lumea este de acord că trebuie să facem ceva să oprim. Păi dacă suntem de acord cu toții, atunci haideți să ne îndreptăm spre cei care ar putea să ne ajute pe partea asta. Nu să ne găsim altceva de făcut în ziua votului, de exemplu, sau să spunem că nu ne interesează. Ba da, ne interesează. Haideți să vedem cine are în planul de guvernare interzicerea exportului de cherestea pentru următorii 10 ani. Eu pe ăia îi votez, nu? Iartă-mă, au fost și unii care au avut în planul de guvernare tot felul de chestii și până la urmă, când ajung la pupitru, se dovedesc că sunt niște șoricei care fug, că vine focul sau presiune. Pe ăia nu-i mai votăm. Pe ăia nu-i mai votăm. Mergem după cei care vedem că s-au ținut de cuvânt. Și sunt oameni care s-au ținut de cuvânt. Uite, de exemplu, acum mă uit că, sigur, sunt mai apropiate de noi. Nu știu dacă o să mai vină cu încă o propunere ca și Florin Câțu, în momentul în care Florin Câțu va cădea, că sunt convinsă că nu o să treacă guvernul din jurul lui Florin Câțu.
Și se va mai veni cu o propunere la fel de, de ciudată, pentru că totuși să nu uităm, Florin Câțu este un om care a fost acuzat de atac speculativ la adresa leului în 2008, când era trezonierul unei bănci multinaționale, ca să nu-i dau numele, da? Atunci a fost grav, a fost un atac speculativ din partea mai multor bănci care aveau clienți străini și care voiau să facă jocurile în România. Nu interesa că urmau românii să piardă de pe urma respectivului atac speculativ și atunci ne-a salvat Banca Națională. Atunci Banca Națională a scos foarte mulți bani de pe piață, ne aducem aminte, în așa fel încât să nu avem un salt al leului de la 3,7 cât era atunci la 4, pentru că asta își doreau respectivele companii din spatele băncilor, una dintre bănci fiind cea în conducerea căreia se afla Florin Câțu. Deci acest om să ajungă să fie premier al României, să reprezinte interesele românilor, miramaș. Nu o să reprezinte interesele românilor, dar trecem peste asta. Dacă o să mai vină încă o propunere la fel de ciudată, s-ar putea să avem anticipate, deci discutăm și în următoarea perioadă și despre locale și despre parlamentare apropiate. Sau se vor face împreună, așa. Sau poate chiar deodată. Da. Stau și mă uit la diversi primari din țară care sunt convinsă că o să fie realeși, indiferent câte tururi ar fi, pentru că oamenii chiar și-au făcut treaba. Indiferent ce culoare au. Uite, vreau să spun, dacă tot veni vorba, să spun ce am găsit astăzi. O chestie extraordinară. Dăm voie să spun că nu sunt implicat în niciun partid politic, dar mi s-a părut o chestie extraordinară pe care am găsit-o. Și spunem dacă e adevărată. Adică, în sectorul 5, spre exemplu, unde este sediul televiziunii și unde locuiesc, unde este și eu, sediul televiziunii noastre, aici rata abandonului școlar a scăzut, da, de la 26% la 3%. E posibil așa ceva? Asta înseamnă să ai un primar care a iubit școala, care a fost un elev de 10 și un student de 10 și a dat la două facultăți și pe urmă s-a uitat că la amândouă era de 10 și s-a uitat cu care să meargă și a mers cu dreptul, și cu dreptul și cu facultatea de drept, și a fost un extraordinar magistrat, pe urmă un extraordinar parlamentar și acum un extraordinar primar de 10, Daniel Florea. Și da, să nu uităm că Ferentari în sectorul 5, deci da, asta este, uităm, pentru mine. Să nu uităm că acolo a crescut absenteismul de la 26% la 3%, pentru că acei copii sunt sprijiniți, pentru că acei copii, dacă nu au posibilități materiale, sunt ajutați cu burse sociale, sunt ajutați cu rechizite, sunt ajutați cu masă caldă, masă caldă la prânz și seara, sunt ajutați cu after school-uri. S-a luptat cu mafia din diverse zone, că after school-urile astea, ca să se facă, foarte greu s-au făcut, pentru că erau diverse interese pe care el le scutura, da? Și a reușit să facă lucrul ăsta. Și mai reușește să facă o mulțime de alte lucruri. Asta cu școala. Pentru că, repet, i-a plăcut lui școala și atunci își dă seama cât de important este să-i ajuți pe toți să meargă la școală și să aibă un start bun în viață. Dar uite-te unde a fost sectorul 5 în 2016 și unde a ajuns acum, după 4 ani, pentru că nu avea blocuri anvelopate și deja în următoarele 6 luni discutăm de sute de blocuri anvelopate. Era ultimul sector, vai de el, în zona asta. În următoarele, da, probabil că s-au întâmplat luni, și în alte sectoare, dar aici chiar sectoare sunt, s-au întâmplat, cunosc, și s-au văzut. Da. Aici era foarte în urmă totul în 2016, dar în următoarele 6 luni vom asista la, în sectorul 5, la cel mai mare proiect de asfaltare din ultimii 30 de ani. 700 de străzi vor fi asfaltate, 150 de kilometri. 150 de kilometri de străzi asfaltate. Poate vine și pe strada mea, cine știe. Poate vine și pe strada ta, pe toate străzile de aici. Și în cazul în care nu ar fi fost un blocaj din partea actualului guvern, care are altă culoare politică, adică actualul guvern nici nu mai e actual, ce să mai, așa că deja actualul fost, avea și acel, pornea și acel cartier al viitorului, eu sper să pornească totuși, pentru că antiaeriană
Între Anti-Ariană și Bulevardul Ghencea ar trebui să facă acolo un cartier care să aibă 40.000 de unități locative. 40.000. Am mai văzut ideea asta că pe linia aceea de tren dezafectată să fie acolo un bulevard care să... Am făcut un proiect de lege, este depus la Parlament, pentru că acea linie și acea zonă aparține Ministerului Transporturilor. Ea trebuie să treacă din proprietatea publică a statului... A Ministerului Transportului. Și din gestiunea Ministerului Transportului în administrarea primăriei, în așa fel încât primăria să poate să intre acolo și să elibereze zona, pentru că e un focar de infecție fantastic. Cunosc zona. Iar acolo se pot face foarte multe lucruri. Totuși vorbim despre 7,4 km de drum. Se poate face o ieșire din București, 3 ieșiri din sector, adică să deblocăm cumva zona. Ne întoarcem puțin la radiografia politică actuală. Eu sunt un pic cam dezamăgit. Sunt naiv. Nu trebuie să fii dezamăgit. Nu știu, am impresia că se merge în gol. Nu știu dacă ai mers vreodată cu bicicleta și ți-a căzut lanțul. Și pedalai fără să ai spor. Adică, nu știu, așa am impresia că se întâmplă acum. Știi cum e? Trebuie de fiecare dată să te oprești, să te uiți și să vezi tu ce poți face. Știi? Nu That's not what your country vezi? Can do for you. Să vezi ce poți face tu. Eu de fiecare dată așa mă gândesc. Eu, din colțișorul ăsta meu, cum pot să încep? Uite, cu asta. Cu asta încep. Kennedy. Nu mă las. Nu mă las. Și Jacqueline Kennedy și nu mă supăr. Da? Nu mă las din colțișorul meu. Pentru că mai este o vorbă frumoasă și asta n-a spus-o Kennedy, a spus-o Traian Băsescu când era primar general, când tot așa eram supărată pe ceva și a zis, Lavinia, nu te aștepta să se întâmple nu știu ce. Fii atentă, eu, ca și comandant de navă, când eram cu nava pe furtună, pe ocean, eu mă gândeam așa, dom'le, eu nu trebuie să stăpânesc oceanul pe furtună, eu trebuie să-mi văd de nava mea. Ei, așa spun și eu. Fiecare să ne vedem de nava noastră și să o ducem la țărm pe furtună. Eu cu ce pot să ajut în jurul meu? Când am fost în Parlament, mi-am propus să fac legea mamelor. Pentru că femeile din România, femeile de carieră, refuzau să devină mame pentru că ziceau, n-am cum să trăiesc cu 600 de lei pe lună. Eu câștig 3.000 de lei, câștig 5.000 de lei pe lună. Eu am rate la casă, am rate la mașină. Nu-mi permit să stau acasă nici măcar 3 luni cu copilașul, pentru că ar însemna să primești 600 de lei. Și atunci am modificat legea și am zis, nu primești 600 de lei, primești 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni. Nu 600 de lei. Sau poți să optezi, că s-ar putea să-ți convină 600 de lei. Da? Deci sau 600 de lei sau media veniturilor pe ultimele 12 luni, 85%, în așa fel încât să dau posibilitatea... Și femeilor de carieră să fac copii. Exact. Mămicii să stea acasă, pentru că noi nu avem creșe unde să-i ducem pe copii. Și trebuie cumva să ajutăm femeile astea. Iar cine spune că, vezi, Doamne, vin bani de la stat și primesc femeile astea pomană, minte. Pentru că femeile astea au contribuit și vor contribui toată viața până la pensie pentru acei un an, doi, cât stau acasă cu copilașii lor. Doi ani de zile m-am luptat pentru legea asta. Doi ani de zile m-am luptat în fiecare comisie din Parlament și pe urmă în plen și am ținut ușile închise la plen. Am rugat un coleg să țină o ușă și eu m-am dus la cealaltă ușă ca să nu iasă nimeni din sală, să am cuvorum. Să am cuvorum, că dacă mi-eșa unul din sală, nu mai aveam cuvorum și nu trecea legea și era ultima sesiune a Parlamentului când se mai putea vota. Ce simți când te uiți și vezi că ai realizat o chestie? Merg pe stradă și încă mă întâlnesc cu oameni care îmi spun copilul meu s-a născut datorită legii dumneavoastră. Mamă, deci ce tare îmi dau e lacrimile. Asta! Este... N-am stat degeaba ce tare asta, nu vine să cred. Deci e superb asta. N-am stat degeaba asta și mergeam și îmi ridicau copilașii în brațe și îmi spuneau asta, ziceam, domnule, dar înseamnă că chiar am făcut ceva. Chiar am făcut ceva. Și dacă m-aș întoarce în Parlament, pentru asta m-aș întoarce. Să continui să fac proiecte care să schimbe încet, încet viața oamenilor. Efectiv. Pentru că se poate.
Se poate. Doar trebuie să-ți propui să faci niște lucruri și alea să se vadă. Dacă ai fi prim-ministru desemnat, să zicem așa, peste noapte, ce ai face urgent în România? În primul rând le-aș pune ministrul de interne pe Raed Arafat. Ministrul de interne? Da, el este subsecretar de stat acum. Știe foarte bine să gestioneze o situație de criză și noi suntem într-o astfel de situație în momentul de față. Cred că la sănătate aș aduce-o înapoi pe Sorina Pintea. Deci aș face un guvern de Uniune Națională, n-aș mai sta să mă gândesc. La sănătate aș aduce-o înapoi pe Sorina Pintea pentru că a fost foarte bun. Foarte bun ministru al sănătății, foarte bun manager și a reușit să deblocheze foarte multe lucruri. În perioada ei, pur și simplu, programele de sănătate, de exemplu, pentru bolnavii cu boli incurabile s-au deblocat. Nu mai erau nevoiți să scoată 1000 de euro din buzunar ca să își prelungească viața. Da? Salariile s-au mărit tot în perioada ei? Sigur că da. Salariile s-au mărit în perioada aia. Acum că metehnele sunt vechi, n-avem ce face. Da. Dar salariile trebuiau mărite. Ar fi trebuit mărită, uite, vezi, zic și așa. Și pe urmă aș merge pe zona de educație. Aș merge pe zona de educație. Pe cine pun la educație, spre exemplu? Din țara asta românească, așa. Pe fică educație, de profesori. Pe educație, eu l-aș aduce pe Emil Boc. Pe educație? Pe educație. Pe educație, da, pentru că eu am învățat foarte... Vezi, ți-am spus că cunosc oameni peste tot și știu... Ei, Emil Boc a fost un foarte bun profesor. Foarte bun profesor de drept constituțional. Eu de la Emil Boc am învățat foarte multe pe partea... Și a știut să-mi predea foarte bine o mulțime de lucruri pe care el le aplică acum la Cluj ca primar. Și el este foarte iubit acum acolo. Deci pe el l-aș pune, pentru că el acum cunoaște și administrație la nivel local, știe cum funcționează cu școlile, cu tot. Nu o să te lasește să pui din mai multe partide. Așa am să fac. Dacă președintele m-a nominalizat să mă lase să-mi fac guvernul. Ai intrat în conflict direct cu partidul tău. Și uite, la justiție l-aș aduce pe Daniel Florea, ar trebui să lase sectorul 5 cu supărare, dar l-aș pune ministru al justiției. Da, bun, astea din punct de vedere al nominalizărilor. Dar așa ca strategie, care crezi că sunt primele 5 lucruri de rezolvat în România din perspectiva executivului? Odată aș pune pe picioare acel fond național de investiții pe care a vrut să-l facă guvernul Dăncilă și care a fost blocat. Pentru că acel fond național de investiții ar fi fost un mic fond monetar internațional al României, care efectiv ar fi dat posibilitatea României să joace singură, fără să depindă de unii și de alții ca un fel de colonie. Am fi fost foarte puternici. Efectiv, din punct de vedere economic, România ar fi reușit să fie pe picioarele ei. N-am mai fi răspuns în fața diversilor agenți externi care încearcă să facă din România o țară care să le plătească lor diverse facturi de care au nevoie. Păi, uite, prea puțin se vorbește despre faptul că am avut două bănci care au reușit să-și strecoare pe lista celor 20 de ordonanțe de urgență, atunci când guvernul Orban a dat ordonanțele alea noaptea ca hoții, cum spun toți, da? A reușit să-și strecoare efectiv un punct în care să se vorbească despre o ștergere de datorii de aproape 300 de milioane de euro. De la două bănci, una 250 de milioane și cealaltă 50. Nu dau numele, că nu vreau să super pe nimeni, deși suntem online și am putea. Dar nu se poate așa ceva. Nu se poate să ne vindem. Nu, trebuie să căutăm o modalitate să contăm. Apropo de bușteni. În următorii 10 ani nu se mai exportă bușteni. Punct.
Nu mă interesează că eu va trebui să mă duc pe stradă păzită cu două mașini unde se existe oameni cu mitraliere în mână, pentru că sunt convinsă că așa va trebui să merg dacă dau astfel de lege. Știu. Deci chiar așa trebuie să ne gândim, pentru că ei sunt deja peste tot. Încrengături. Și, sigur că da, și e vorba de foarte mulți bani, așa cum acum, de exemplu, toată nebunia asta cu coronavirusul, gândește că toți cei care spunem că trebuie să terminăm cu istericalele astea, nu mai mergem să cumpărăm efectiv toate magazinele și încercăm să cumpărăm lucruri pe care nu le-am cumpărat niciodată. Dar cine știe... Da, există o... Poate o să avem nevoie. Ei, și acum, gândiți-vă că sunt foarte mulți care profită. Sunt foarte mulți care o să vândă acum. Măștile la suprapreț deja nu mai sunt îngrozitoare. Ascultă-mă, fii atent. În toate țările astea se vor vinde niște aparaturi medicale foarte scumpe, produse doar de anumite companii, care le și aveau pe stoc și care trebuie să se îmbogățească. Pentru ce? Să fim serioși. Doar pentru ca unii să se îmbogățească. Oricum, industria medicamentelor e cea care face cei mai mulți bani în lume și nu industria de armament. Doamne, e posibil să fie tot o sfărărie treaba asta. N-am coronavirus, pur și simplu am răgușit de cât am vorbit. Nu, nu e nicio problemă. Așa. Da, iată câteva lucruri esențiale ca să scoatem țara din impas. Mai avem în seara asta, doamnelor și domnilor, un timp special pentru Blitz Portret. Ești gata? Da. Nu știi ce te aștept. Nu știu, am emoții. Așa. Voi pune câteva întrebări la care să ne răspunzi fără să te gândești prea mult. Așa. Și o să pun și întrebări. De ce ne răspunzi așa? De ce așa? Uh-huh. De ce altele? Ce virtute preferi dintre toate cele care sunt pe pământ? Bunătatea. De ce bunătatea? Pentru că prin bunătate poți să faci orice. Îți dă cea mai mare putere. De câte ori încearcă cineva să-mi facă un rău, mă îndrept spre el cu bunătate. Și automat, în momentul respectiv, îl dezarmez. Și chiar și când eu, din greșeală, că se întâmplă, mă supăr și gândesc rău despre ce... Mă opresc și zic nu. Uite, îl iert și merg mai departe. Poate a greșit, poate n-a știut, poate nu e bine. Hai să fim buni, că mai multe avem de câștigat dacă suntem buni. Alexandru Blahu se spunea că bunătatea este o frumusețe pe care o percep direct cu sufletul. Iată. Ce apreciezi cel mai mult la un bărbat? Să-și țină cuvântul. Dar la o femeie? Răbdarea. Care crezi că este principala ta trăsătură de caracter? Cred că răbdarea. Ce înseamnă a fi fericit? Dar să știi că n-am avut-o întotdeauna. N-ai avut întotdeauna? Nu. Se educă asta, se educă. Într-un film în copilărie am auzit o replică în care un personaj în vârstă îi spunea unui tânăr care vedea lucrurile așa, într-o continuă mișcare și considera că lumea în jur trebuia să clocotească și de ce nu se transformă repede, îi spune: la 20 de ani te grăbești, la 50 de ani ai tot timpul din lume. Pe parcursul timpului am învățat și asta, am răbdare și am avut numai de câștigat. Ce înseamnă a fi fericit? A fi mulțumit cu ceea ce ai. Aia înseamnă să fii fericit. Și a fi nefericit? Să-ți dorești întotdeauna altceva decât ceea ce ai și să nu te poți bucura de tot ceea ce ai primit și de tot ceea ce îți aparține. Pentru că în cazul în care nu te bucuri de ceea ce ai, nu o să te bucuri nici de ceea ce îți dorești. Crezi să ai. Că dacă ai, o să te bucuri? Nu o să te bucuri. Bucură-te și în fiecare moment
Când ești mai nefericit, gândește-te la lucrurile bune pe care le ai și îți dai seama că sunt alții mult mai nefericiți decât tine și automat viața ta e una foarte frumoasă. Eventual, dacă poți, ajută-i pe ceilalți. Și chiar poate să fie un exercițiu de a dobândi fericirea. Ajută-i pe alții. Ajută-i pe alții și o să vezi cât de fericit vei fi. Fă o faptă bună. Dacă nu poți, dacă ți-e mult mai greu altfel, fă o faptă bună. Și automat vei vedea cum o bucățică din fericire se transferă. Da. Ce culoare preferi? Albastru. Albastru? De la cer, senin. Da. Cer senin, mare. Ce floare preferi? Trandafirul alb. Puritate. Da. Care este scriitorul român preferat? M-am gândit. Gândește-te acum, pe loc. Cineva care te-a impresionat foarte mult. Caragiale. Caragiale. Da. E îngrozitor de autentic. Da. Și în 2020 am văzut nu de mult o scrisoare pierdută, m-am crucit. Iar deși le știi pe toate, dar este incredibil. E actual, trăiește aici, e cu noi de fiecare dată. Care este poetul român preferat? Eminescu. Fără îndoială. Da. Compozitorul român preferat? Oscilez între George Enescu și Dinu Lipati. Îți place Dinu Lipati? Da. Da. Și consider că are un loc mult prea periferic. Periferic. Așa, da. Eu, ascultându-l, nu sunt mare specialist, dar ascultându-l, mi-am dat seama că avea o vervă de detalii lui Liszt, după părerea mea. Deci avea ceva incredibil. Hai că avem timp să-ți povestesc o chestie. Așa. Într-o seară, George Enescu vrea să-și promoveze un elev la Ateneu. Și i-a dat partitura, vioara în mână, l-a pus pe scenă și maestrul George Enescu să se așeze la pian să-l acompanieze. Dar cu groază își dă seama că n-are cine să-i dea paginile și se uită în sală, vede pe Dinu Lipati, care era cineva care frecventa tot timpul Ateneu, îi face semn, vină repede să-mi ajut. Și Dinu Lipati, nicio problemă, vine, îl ajută, îi dă paginile. A doua zi în ziar era următoarul raport. Aseară, maestrul George Enescu a vrut să-și prezinte un elev și paginile i le-a dat maestrul Dinu Lipati. Sugerăm pentru ocazie viitoare să fie puțin rolurile modificate. Maestrul Dinu Lipati la pian, George Enescu la vioară, iar tânărul elev să dea paginile mai mult. Cam asta este cu ai noștri dragi. Cine este eroul tău în viața reală? Sau eroina? Stai puțin, că nu ai înțeleg. Un erou în viața reală? Acel erou pe care l-admir, pe care trebuie să existe sau să fie existat? Să existe sau să fie existat. Sau un personaj? Ioana Darc. Ioana Darc. Da. Fără discuție. Deși uneori îmi spun și eu că Regatul Franței e prea mult pentru mine, dar am jucat-o pe Ioana Darc. A fost un monologul meu la examenul de admitere la facultate. Ce urăști cel mai mult? Minciună. Nu suporți? Nu, adică mai bine spui că nu poți decât să minți. Nu-i așa? Da! Iată și întotdeauna vei fi apreciat. Așa e. Și atunci când poți și atunci când nu poți, spune. Corect. De exemplu, când eram în politică, foarte greu pentru un politician să spună că nu face sau că nu poate sau că nu vrea. Ei, și mi-l aduc aminte pe Vasile Blaga. Eram în 2004, după campania locală, nebunie mare la partid și nu mai știu, la un moment dat i-am cerut ceva și l-am întrebat, se poate? Și a zis, nu, uite-o, asta nu o să faci așa. Și zic, mai rar ca aceea, zice, da, știu că sunt mai rare ăștia, dar nu o să mai întâlnești probabil mulți. Bine ai venit în politică, dar uite, eu îți spun din start, nu se poate așa, mergi pe drumul celălalt și pe drumul celălalt dacă te duci, eu te susțin, dar pe drumul ăsta nu te susțin. Foarte și adevăr m-a susținut. Onestitatea. Și, da, e acum europarlamentar, poate o să-l invit, o să-ți placă, să știi. Ai un personaj istoric care îți place foarte mult?
Vlad Țepeș. Și unul care îți displace? Gengis Khan. Nu știu, sunt. Sunt. Față de ce greșeli ești mai tolerantă? Nu mă supăr pe cei care uită. Ce carte ai citit ultima dată? Am citit Maria Tănase, scrisă de Stejarel Olaru. Ai un motto preferat? Terențiu, sunt om și nimic din ce omenesc nu este străin. Pleci într-un concediu fără semnal la telefon și poți să mai pui în bagaj doar 3 cărți. Care sunt cele 3 cărți pe care le pui cu tine? Mentalități și remanențe comuniste de Lavinia Betea. Wow, Lavinia Betea. Da. Eu personal, e o femeie extraordinară. A fost și profesoară. O iubesc, o femeie fantastică. Zero Limite, de Joe Vitale. Și să spunem, În căutarea timpului pierdut, de Marcel Proust. Foarte drăguț. Cine este Iisus Hristos? Este cel pe care îl vom aștepta întotdeauna, deși știm că a fost și suntem convinși că el este în continuare, dar îl vom aștepta. Foarte drăguț. Mulțumesc mult pentru această seară minunată, Lavinia. Îți doresc succes în tot ceea ce faci. Eu îți mulțumesc din suflet și ne bucurăm foarte mult că ai venit la noi. Să fie altfel de tine. Văd că ești foarte urmărit. Mă uitam că și eu am dat distribuire. Da. Nu așa foarte, dar încet așa începem să fim urmăriți. Am dat distribuire aici, este foarte... Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Să știți că la vine are o școală de televiziune. N-am mai apucat să vorbim despre ea. Predau la școala de televiziune condusă de Vlad Ionescu și împreună mai facem și emisiuni, ținem cursuri. Poate o să vin aici la tine. Neapărat. Odată, cursanții, o să-ți placă. Sunt atât de curioși, sunt atât de bine documentați de fiecare dată. Vor să știe multe despre meseria asta și o să o facă bine, sunt convins. Ne bucurăm foarte mult, succes mult. Așadar, ne revedem mâine seară cu un subiect, v-am spus, esențial. Coronavirusul. Împreună cu noi va fi domnul doctor Adriana Bagiu de la Spitalul Matei Balș și în a doua parte psihologul, pastorul Florin Ianovici. Vă așteptăm cu drag și mâine dimineață la ora 8, unde colegul meu Fabian Bevis mă invite la Matin a 7. Sunt Cornel Drăvășan, o seară minunată! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.